Bună ziua, dragi elevi! Lecția de azi se referă la noțiunea de ergonomie, mai precis, la poziția corectă a corpului la stația de lucru. Ergonomia este știința care se ocupă cu conceperea și construirea unui spațiu de lucru adecvat. Vom discuta azi despre poziționarea corectă a monitorului, postura corectă a scaunului de la birou. Dacă analizăm această imagine, observăm că spatele stă drept și lipit de scaun. Monitorul este poziționat la o distanță cuprinsă între 50 și 70 de cm, iar privirea spre monitor este la o înclinație de 30 de grade. Picioarele sunt poziționate la un unghi de 120 de grade, dar ele pot fi ținute și la un unghi de 90 de grade. Coatele sunt sprijinite de corp. Tastatura este poziționată la o distanță cuprinsă între 5 și 15 cm față de monitor. Lumina nu trebuie să se reflecte în monitor. În aceste imagini avem două exemple de poziție greșită a corpului. În imaginea din stânga, spatele nu este drept, nu este poziționat lipit de scaun. În imaginea din dreapta, spatele nu este drept, este privirea foarte aproape de monitor, coatele nu stau corespunzător și nici picioarele. În continuare, vă propun să vizionați un film care conține mai multe exemple concludente. În continuare ca temă, vă propun să enumerați greșelile pe care le face personajul din imagine cu privire la poziția la calculator.